Filarmonica din Iași invită publicul la un maraton concertistic cu soliștii filarmonicii Moldova. Evenimentul va avea loc vineri, 17 martie 2017, de la ora 19, la Casa de Cultură a Studenților. Sub bagheta dirijorului Constantin Adrian Grigore vor încânta publicul la fagot George Hariton și Ioan Gușă, la vioară Andrei Chirilă, violoncel Filip Papa, contrabas Virgil Prisecariu și clarinet Mihai Ilenei. Din programul serii fac parte concertul pentru două fagot în fa major al lui Johann Baptist Van Hal. Dublu concert pentru vioară și violoncel în si bemol major al lui Antonio Vivaldi. Concertul numărul 2 în si minor pentru contrabas de Giovanni Botezini. Introducere, temă și variațiuni pentru clarinet și orchestră a lui Joschino Rossini și concertul pentru violoncel și orchestră de Luigi Boccherini.